140 de radiografii ale pacienților secției de ortopedie de la Spitalul Județean de Urgență Slatina au fost găsite în vestiarele a 4 din cei 7 medici de pe secție. Ele au fost descoperite la un control dispus în întreaga secție de managerul unității medicale, după ce spitalul nu a putut pune la dispoziția poliției o radiografie ce nu a mai fost găsită în arhivă. Au cerut niște radiografii, nu au fost găsite, s-a constituit o comisie formată de către directorul medical, un reprezentant de la compartimentul juridic și directorul administrativ. S-a efectuat un control în cadrul secției de ortopedie, în camera de gardă, în cabinetele medicilor și în vestiarele medicilor, unde s-au găsit în jur de 140 de radiografii. Cei patru medici în vestiarele cărora au fost găsite radiografiile susțin că acestea nu sunt de la fișele pacienților spitalului și că au fost realizate în privat de persoane pe care le-au consultat. Potrivit acestora, radiografiile erau folosite pentru realizarea unor lucrări științifice. Pentru aprecierea evoluției și tratamentului. Sunt chiar câteva cazuri științifice. Deci nu sunt ale spitalului, nu sunt documente medico-legale. Înțeles. Da? Deci, dar nu ar fi fost normal să rămână atașate la fișele pacienților? Nu sunt de la fișele pacienților, sunt făcute în policlinică. Deci aceste filme nu se arhivează. Găsesc undeva o foaie în care există o foaie ca de exemplu acea de acolo, în care s-a constituit o comisie de verificare a existențelor unor radiografii care nu se găsesc. Până atunci habar nu aveam de așa ceva. În care este un proces verbal în care susțin că s-au găsit la mine în vestiar 42 de radiografii. Habar nu am. Medicii în vestiarele cărora au fost găsite cele 140 de radiografii, fie ale pacienților tratați de ei, fie de colegi, vor intra în comisia de disciplină. Ei riscă sancțiuni ce pot ajunge până la desfacerea contractului de muncă. Nu este exclusă nici sesizarea organelor de anchetă, având în vedere că radiografiile sunt documente medico-legale. Vor da explicațiile necesare și se vor lua măsurile necesare. Ce riscă? După cum bine știți, avertisment, mustrare și desfacerea contractului de muncă. La Spitalul Județean de Urgență Slatina au ajuns aseară și polițiștii criminaliști. Aceștia au fost chemați de Mohamed Kata, unul dintre medici acuzați că au sustras radiografii de la fișele pacienților. Acesta a reclamat la 112 că i s-a spart vestiarul în absență. Doi medici din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina au sesizat faptul că le-au fost sustrase mai multe bunuri din fișetele personale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt și efectuează cercetări în vederea stabilirii situației de fapt. Există suspiciuni că radiografiile păstrate în vestiare sunt unele cu probleme și erau folosite de deținători pentru șantajarea colegilor sau ascunde eventualele erori medicale. În lipsa lor, pacienții nemulțumiți de actul medical nu puteau solicita contraexpertiză medicală.